Eu nu sunt în situația să. Aveți mulți prieteni acolo, totuși. Da, eu nu sunt în situația să mă bag sau să mă cert cu posturi de televiziune. Eu n-am negociat niciodată, n-am avut tratative. Eu evit să ajung la conflicte, dar de împăcat și cu politicienii mă împac greu. Aveți multe simpatii și dumneavoastră și acolo. Bun, avem, probabil Este... că sunt simpatii, cum să spun, în halat. Sunt simpatii în spațiu privat al fiecăruia dintre cei de acolo. Dacă vorbim despre o linie editorială, eu pot deosebi lucrurile. Se pare absurd faptul că Antena 3 este în acest moment atacată pentru că difuzează filmulețele lui Bercea. E un gest elementar jurnalistic să difuzeze aceste lucruri. Eu nu știu dacă Bercea sau domnul Abraham le-au pus doar la dispoziția antenei sau le-au pus la dispoziția întregii prese și numai antena le-a dat. Nu știu despre aceste lucruri. Pe de altă parte, este perfect aberant, din punctul de vedere al Antenei 3, să faci o campanie plină de calomnii, o campanie cu totul deplasată pe un post de televiziune, pe opțiunea politică a unui partid de a merge de la ALDE la PPE. Ca să vă dau două exemple. Sau